Alexandru Afila, ministrul sănătății, a fost în vizită la Lugoj, în contextul în care a fost aprobată construcția unui nou spital în orașul de pe Timiș. Sursa de finanțare este PMRR. Rafila a vorbit despre asigurarea personalului necesar operaționalizării viitorului spital și despre parteneriatul cu Spitalul Județean și cu Universitatea de Medicină și Farmacie. Cred că cel mai bun lucru este parteneriatul cu Spitalul Județean Timișoara și, bineînțeles, cu Universitatea de Medicină și Farmacie. Pentru că în momentul în care construcția va fi terminată, trebuie să fie operaționalizată, iar pregătirea personalului trebuie să fie făcută anterior finalizării acestei construcții. Pe de altă parte, aici am reușit să ajutăm, să dezvoltăm o platformă de imagistică cu computer tomograf, cu rezonanță magnetică, radiologie nouă. Și aș vrea să avem ocazia în curând să o inaugurăm, să vedem într-un spital care într-adevăr este foarte vechi, o infrastructură care nu mai corespunde niciun fel cerințelor actuale, măcar să vedem o zonă aranjată, frumoasă, curată, ordonată. Și chiar aș vrea să rog pe domnul manager să facă toate eforturile ca acest ajutor de la Ministerul Sănătății să fie nu numai funcțional, ci să fie și agreabil pentru pacienții care urmează să vină aici din punct de vedere al funcționalității. Chiar dacă licitația pentru execuție a fost anulată, iar proiectul este în întârziere, autoritățile locale din Lugoj dau asigurări că nu va mai dura mult. Investiția se ridică la 150 de milioane de euro și are ca termen de finalizare anul 2026.